Știți cum se alintă ambulanțele în Ardeal? Nino, mă, ia, știți cum fac ambulanțele în Irak? Bum! Într-o zi am intrat din greșeală cu o tipă de la ziare în bordel și ne-a oprit matroana și ne-a spus că nu ai voie cu produse din afara locației. Am o pisică, dar pisica mea cred că are purici comuniști. Îi găsesc tot timpul la coadă. Mi-am luat un câine din China, îl cheamă Chestzu. În timpul stării de urgență mi-am îndeplinit un vis pe care îl aveam de când eram puști. Mic puști, de când eram mic puști. Și am scos capul pe fereastră și i-am spus unei babe să plece la scara ei. Am sunat la un spital de psihiatrie, vorbesc serios, dar am închis după vreun minut, că de la ei se tot auzea un țăcănit în timpul convorbirii. Mi-am spus că un patron vrea să vadă doi oameni pe afiș și am spus să se apuce de băut. Când s-a născut Snoop Dogg, avea 2 kg la el. Am luat un caiet pe caiet. Mi-au dat afară din clubul dresurilor de feline pentru că nu i-am putut stăpâni râsul. Dacă lei s-ar pensa, s-ar numi fătălăi. Pisica mea este vegană și vrea să treacă șoaricii pe tofu. Mamei mele îi plac animale. Într-o zi a venit cu un papagal și mi-a zis, te rog să-mi spui Marcel, sunt tatăl tău vitreg. Apropo, de ce îi spune ciorbă de băcuță că nu-i rănești sentimentele? După o săptămână de mâncate eco-natural, alinea chiar chele, îmbrățișa copacii și am sunat pe doctor la 3 de dimineață să-l întreb dacă este rezultatul analizelor și mi-a spus că nu sunt sănătos.